Cetatea Făgăraș vă invită temporar la o expoziție numită Război după război, rezistența antisovietică în Lituania în anii 1944-1953. Expoziția reflectă principalele etape ale luptei eroice a poporului lituanian pentru libertate și propune publicului mărturii, documente, imagini despre o țară și o generație care nu a cedat și nu s-a lăsat decimată în fața agresiunii Imperiului Sovietic. Vernisajul expoziției va avea loc luni în Cetatea Făgăraș și la discuții vor participa profesorul universitar dr. Mihaela Grancea de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, conferențiar universitar dr. Virgiliu Bârlădeanu de la Institutul de Istorie Chișinău și conferențiar universitar dr. Ludmila Cojocaru de la Universitatea de Stat din Moldova. Vernisajul expoziției va începe la ora 14.